bine ați venit la conferința de presă premergătoare partidei de mâine din sferturile de finală de Cupei României, Politehnica Iași, Universitatea Craiova, alături de mine, domnul Mircea Rednic și Denis Rusu. Pentru început, domnul Rednic. Primul rând l-am adus pe Denis, ca să vedeți că avem portar, da? Că la meciul cu Craiova, ultimul meci, n-am prea avut portar. De-aia te-am adus, Denis, ca să știi, adică responsabilitatea e maximă, am aruncat-o la tine. Meci de cupă, unde, la experiența mea, nu există favorită. Am pățit și eu când eram antrenor cu Dinamo, cu Cic Sereda, viitorul anul ăsta cu Sănătate, parcă a fost. Deci nu există favorită pentru mine. Meciurile de cupă sunt interesante, frumoase și totdeauna există surprize. Sper că mâine să facem o surpriză frumoasă. Jucăm cu Craiova, știți că foarte bine, cea mai în formă echipă, au un lot foarte bun, cu jucători foarte buni, au moralul foarte bun, vin după o victorie în play-off, deci o să ne aștepte un meci greu. Îi cunoaștem, deja am jucat cu ei, am avut o repriză proastă, am fost conduși cu 3-0, dar au fost greșeli făcute de noi, nu că au pus ei mari probleme. Le-am dat și am analizat repriza a doua, începutul repriza a doua, unde am avut o revenire frumoasă, cu goluri frumoase, cu presiune, cu speranțe pentru public și le-am spus că să încerce să facă ce au făcut în a doua repriză. Pentru că avem șansa noastră și ne jucăm, ar fi o performanță pentru... Pentru aș nu știu dacă au mai fost în semifinale sau parcă au mai fost, dar de mult, cred că prin 83, țin eu minte. Și parcă tot cu Craiova. Nu, a fost Cupa Federației, tot cu Craiova, la Brăila, jucată și pierdută. Și au mai fost două sferturi de finală în 80 și 83, tot cu Craiova, așa că puteți marca două premiere. Ar fi excepțional și pentru noi, pentru mine, pentru jucători, pentru suportere. În primul rând, de-aia mâine nu vom fi doar ca prezență pe teren. Sper că băieții să fi înțeles mesajul meu. Dimineață și conducerea a venit, a transmis un mesaj. Deci, normal, la un meci ca asta nu se dă prima, o primă la obiectiv, dar conducerea a făcut un efort și mâine vor avea o primă frumoasă. Vă gândiți să... Nu mă gândesc. La meci de cupă nu mă gândesc. Nu știu, să menajați niște jucători pentru meciul cu Dinamo? De asta mă întrebai, am crezut că vrei să continuăm cu... M-am aruncat la muncă, chiar m-am aruncat. Nu e de protejat. Nu e de protejat. Sunt jucători care au jucat. Sunt jucători care au ceva probleme, ușoare probleme. Deci vor intra jucătorii care sunt 100% din punct de vedere medical. Și plus de asta vor fi și una, două surprize. Absențe din lot medical? Mihalache și Bădic, care sunt în continuare accidentați. Sper că săptămâna viitoare, de luni, vor intra normal. Prima promisă în meciul cu Sepsi rămâne valabilă din partea noastră? Dar nu știu cine a promis. V-a promis cineva prima cu Sepsi? Deci n-a promis nimeni nicio primă. Nu, dar spuneați înainte de meci că le dați o primă pentru meciul cu Craiova. Da, nu cu Dinamo. Nu, cu Craiova. Păi da, dar nu pot. În moment ce conducerea a venit cu o primă, nu-i frumoasă. Adică noi trebuie să ne respectăm aici. Da? Depinde de ei, vedem la pauză. Ați preferat să duceți Iașul în Europa, chiar dacă retrogradează? Puh, ce întrebare. Nu o să retrogradăm. Acum pot să zic că nici în Europa nu o să mergem. Important este să trecem de meciul de mâine. Și după aia, obiectivul nostru principal e să ne salvăm de la retrogradare. Craiova vrea campioană? Să fie campioană? Crede? Sigur că la ce investiții s-au făcut și au echipă și au demonstrat că se pot bate. Cred că în momentul de față sunt singurii care pot să pună problemă CFR-ului. Ce am văzut și meciul de-aseară. Dar nu știți cum e în play-off. Se schimbă de la un meci la altul. Pierzi două meciuri și deja te trezești în față.
A afectat cumva vestiarul povestea asta cu Gigi Becali apărut în weekend? Nu știu, cred că voi ști, jucătorii cred că, nu știu, citez ei ziarele, dar mai sunt ceva jucători în perioada în afară de Cristea? Mai sunt. Întrebați-i pe ei. Nu știu dacă au afectat. Cum vi se par declarațiile astea din partea lui? Nu știu ce să zic, am mai pățit-o, adică și eu când eram la Dinamo tot așa o declarație. Sunt organe abilitate care trebuie să-și facă treaba. Deci nu știu ce să vă zic, ce a fost la meciul ăla. Ce... Bine, până sigur la că totdeauna după, eu știu, pierzi un campionat, încerc să cauți tot felul de scuze. În primul rând, Steaua nu a meritat să câștige acel meci, e clar. Deci înseamnă că nu a meritat campionatul. Până la urmă, Politehnica și-a apărat corect șansa și-a câștigat partida. Păi tocmai, și atunci nu și-au rost discuțiile astea. Și nu cred că afectează echipa care... Sunteți în luptă directă pentru evitarea retrogradării cu Clinceniu și cu Dinamo. Clinceniu a învins în campionat, în deplasare, unele voci susțin că s-ar întâmpla invers în cupă. Cum comentați speculațiile după astea? După meciul de astăzi, atunci o să comentez. Ce să comentăm? Dacă n-ai dovezi, doar ce vezi. A văzut Dinamo când au jucat cu FCSB. Deci au potențial, au prins o zi mai proastă. Dar am ajuns să trăim într-o era a conspirațiilor. Toată lumea acuză pe toată lumea de câte ceva. Păi de asta înseamnă play-off și play-out. S-au întors. A spus ieri și Dan Petrescu foarte bine. Sunt meciuri decisive și la play-out, în afară poate de viitorul, dar nici viitorul. Mai pierzi două meciuri, toată lumea e apropiată. De asta e frumos play-out-ul și play-off. Sigur că asta cu punctele e greu pentru că muncești. Te pui și în situația antrenorului, în situația jucătorilor, te trezești cu jumătate din punctele pe care le-ai obținut pe teren, mai vorbesc de golaveraj, și poți să prinzi două meciuri proaste și din prima clasată te trezești, eu știu, ultima sau cum suntem în situația noastră să fii la retrogradare. Dar fiind lupta atât de strânsă, credeți că vor fi jocuri de culise? Atât în play-out cât și în play-off? Nu vreau să mă gândesc. Ce pot să vă spun? Că Poliaș e singur, nu-i băgată nicio combinație. Noi ne bazăm doar pe jucători. O să dați mâna cu Papură? Că acum tot e chestia asta cu coronavirus, nimeni nu mai dă mâna cu nimeni. Să zic, să nu zic. Spuneți! Haideți să vă zic de la ultimul meci. Eram cu Marius, un ofraș, și mergeam la interviul la Flash. Și veneau doi oameni. Spre mine eram pe tunelul ăsta, nu se vedea, un căptușit era, dar am văzut emblema Craiovei și am zis bună seara, că am văzut că ei n-au salutat. Și unul dintre ei era Papură. Marius mi-a zis, nu era Papură, era. Eu am salutat, dar nu mi-a răspuns, e treaba lui, se vorba de educație. Dar vi se pare normal să-și numească Clovi adversarii de la cineva? N-are voie să facă asta. El de-abia a început să antreneze. Deci n-are voie să facă. Trebuie să existe respect între antrenori. La mulți ani, Emi, mulțumesc că existi. Mi-a ajuns foarte mult. Ești de mare ajutor. În perioada asta el se ocupă de analiză, de meciuri. Chiar mă bucur că ești aici și îți doresc multă sănătate și să avem cât mai multă performanță în drum. Pe mobil.